practic al acestei confruntări de la minus 84 de kilograme. Мой никнейм Медвед. Я готовлюсь 12 числа. У меня бой по ММА в городе Черкассы. Соперник хороший. У него рекорд 3-3-1. Довольно-таки неплохой. Он и по тайскому боксу работает, и по ММА тоже, и в партере может работать. То есть буду выложить на все 100%, постараюсь подвести команду болельщиков и всех, кто за меня переживает. Моего соперника зовут Игорь Лехин с города Кременчуг. Хочу сказать ему: Игорь, давай устроим хороший бой. Ce forță! Tehnic superior! Vasile Bocna! Nicknamul meu Pitbull. Mă pregătesc de lupta asta de 2 săptămâni. Pregătirile merg foarte bine. Supericul meu e ucrainean. El e mai mare ca mine, are 35 de ani. Luptător experimentat. Are 24 de lupte la profesional. Cred că să fac față. Un avantaj bun pentru mine. Eu sunt crezut în mine, sunt încrezut în puterile mele și cred că să fac față, să aduc un câștig. Pentru asta și mă duc. Ce pot să vă spun eu despre schimbările noastre? La noi doar s-a schimbat denumirea și nu echipa. Da, în privința că suntem noi la Lyon și nu la Berkut, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, care eu n-aș vrea să comentez unele lucruri din unele momente. Ion Vivat, îl cunoaștem deja de câțiva ani, îl cunosc ca un sportiv, un antrenor, ca un băiat disciplinat, cu caracter. Este și un antrenor foarte bun, pentru asta noi suntem între timpul deschiși. Pentru a primi în clubul nostru așa băieți ca Ion, așa sportivi care are Ion, sportivi deja care sunt cunoscuți și în Republica Moldova și peste hotare. Noi suntem bucuroși, Ion a luat hotărârea să fie anume la noi în club și sperăm că pe viitor o să aducem și mai mari rezultate.